Începe. Da. Ca să știu să... Bună ziua, stimați colegi! Să începem ședința ordinară a Consiliului Local. Avem quorum. Voi da citire ordinii de zi. Avem și un punct suplimentar, dar întâi citesc ordinea de zi pe care am primit-o cu toți zilele trecute. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2022. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2021. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Pionat pe trimestrul 1-2022. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contabilului delegale prin gestiunea directă a Serviciului Public de Sărbăzare a orașului Pionat către Compania de Utilități Publice Târgovna, numărul 10.190 per 5.409 din 7 iunie 2017 și actualizarea anexelor aferente acesteia. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal, extindere spațiului comercial amplasat în strada Costache Negrin, numărul 25, oraș Târgovna, județul Bacău, beneficiar CCA Timber Trading Co. SRL. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume de bani pentru organizarea unui eveniment cultural, organizat în data de 29 mai de primăria orașului Târgovna. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acesteia la domeniul public al orașului Târgovna, județul Bacău. Punct 8. 8. Proiect de hotărâre prin stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgovna pentru adunarea generală a acționarilor CRAB Bacău, convocată pe 25 mai 2022. Toate acestea sunt din inițiativa domnului primar al orașului Târgovna. Și ultimul punct, întrebări, interpelări, răspunsuri. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Domnul Barna? Nu. Da. Avem și o suplimentare la ordinea de zi cu următorul conținut. Proiect de hotărâre prin decedarea de drept prin demisie în mandatul de consilier local al domnului Ababi Bogdan. Cine este pentru această suplimentare? Mulțumesc pentru unanimitate. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre prin alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2022. Comisia juridică? Comisia juridică a fost favorabil cu 6 voturi pentru din 6 prezenți. Dacă sunt discuții, spune la vot cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre prin aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2021. Vă rog, Comisia Economică. Aviz favorabil, 4 voturi pentru din 4 prezențe. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abține, domnul. Punctul 3. Proiect de hotărâre prin aprobarea execuției bugetare a orașului Târgovna pe trimestrul 1-2022. Tot Comisia Economică, vă rog. Comisia Economică a fost favorabil, 4 voturi pentru din 4 prezenți. Discuții? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Cine e împotrivă? Abține? Cine se abține? Domnul Barna, acum a dat. Domnul Barna nu este punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contabilului de delegare prin gestiune directă a Serviciului Public de Salubrizare a orașului Târgovna de către SICE Compania de Utilități Publice Târgovna și actualizarea anexelor aferente acestuia. Comisia juridică? Comisia juridică a fost favorabilă cu 5 voturi pentru și 1 împotrivă. Comisia economică? A fost favorabil 4 voturi pentru din 4 prezenți. Și Comisia de Urbanism a fost favorabil în unanimitate. Dacă sunt discuții. Da, vă rog, domnul Luciu. În ceea ce privește compania, într-adevăr, delegăm serviciul continuare,
dar suntem un oraș mai murdar ca celelalte orașe care nu au un operator tot. De asta continuă este la putință. Și în mare parte din cetățeni sunt de aceeași părere. Dacă mai sunt discuții, da, vă rog. Bună ziua, domnule consilier. Chiar aș vrea să detaliem un pic problema asta, pentru că este jenant, urât și nepotrivit când în Consiliul Local se vorbește despre comunitatea noastră ca un oraș murdar. Orașul nostru, Stațiunii, este un oraș reprezentativ în județul Bacău. Administrația locală, în rândul dumneavoastră, face tot ce este în putință ca în aceste vremuri complicate și cu bugetele pe care le gestionăm să păstrăm un oraș curat, cel puțin în ceea ce privește salubritatea și salubrizarea localității. Societatea care are mandat de la Consiliul Local și acum este în analiză, face tot ce cu numărul de personal care poate să ducă ca și buget, cu veniturile care se încasează din taxa de salubrizare. Vreau să vă reamintesc că sunt câțiva pași făcuți înspre bine. În cursul anului sau în cursul anilor precedenți s-a trecut de la colectarea cu acele containere la capătul străzilor și în acele platforme, s-a trecut la containerizarea individuală. Ceea ce înseamnă că după o muncă de vreo 2-3 ani, acum tot ce cartierele și tot ce înseamnă proprietăți private, li se ridică deșeul menajer pe cele patru fracții. Suntem un județ, oraș, pionier în această activitate și societatea își ține cadența la zilele și la datele stabilite pe cele patru fracții. Gunoiul menajer se ridică o dată pe săptămână, iar celelalte o dată la două săptămâni, conform graficelor. Ca să venim să suplimentăm, în zona centrală a fost o inițiativă să fie securizate acele platforme cu sisteme de închidere și pe tip cartelă. S-a demonstrat că nu prea poate fi funcțional, pentru că din zona de blocuri locuitorii trimit pe diversi cetățeni sau copiii care nu știu să utilizeze foarte bine acel model de ușă. Și atunci am gândit împreună și în cursul anului trecut o treime din platforme au fost modernizate prin construirea de acele containere, boxuri închise pe toate cele șase fracții de colectare a deșeurilor. Atât a permis anul 2021. Anul 2022, ați văzut, acum de o lună de zile, s-au finalizat cealaltă treime de platforme și mai avem o treime de făcut, mai avem 7 locații. Sper ca după rectificarea din vară, sau dacă gradul de colectare va fi cel pe care noi l-am preconizat, să putem să finalizăm tot ce înseamnă această colectare selectivă. În ceea ce privește salubrizarea străzilor, ele se mătură conform graficului, se face curat și tot ce înseamnă spațiul în afara contractului cu operatorul este gestionat de către cei de la venitul minim garantat. E urât să vorbim așa că este un oraș murdar. Eu știu că domnul consilier merge și caută așa câte o poză, pe după câte un gard, pe după câte ceva. Fotografiază așa de la firul ierbei. Este adevărat că sunt locuri unde poate ne scapă sau poate volumul de activitate ne depășește. Dar nu cred că trebuie să aruncăm cu noroi și să spunem că este un oraș murdar. Este un oraș întreținut, spațiile verzi sunt întreținute, străzile le măturăm și atunci nu este corect. Acesta este punctul meu de vedere. De pentru care eu vă rog să analizați continuarea relațiilor contractuale cu societatea, așa cum am propus noi prin proiectul de hotărâre, pentru că eu cred că mai ușor gestionăm activitatea unei comunități de tip oraș cu cel care este în subordinea noastră și poate să răspundă solicitărilor, decât să ne ducem cu un operator care vedem și noi că acel operator nu are decât interesul să-și maximizeze, să-și minimizeze efortul și să-și maximizeze rentabilitatea. Tot Consiliul Local a venit cu aport de capital sau anul trecut a fost cumpărat un mijloc de încărcare, un bulo excavator, care este implicat în toată activitatea securitară și
Anul ăsta au cumpărat acel echipament de tip presă, pentru că și acolo aveam probleme în ceea ce înseamnă valotarea produselor reciclabile și ca să se încadreze în norme, pentru că un balot trebuie să aibă o anumită cantitate de presare. Și atunci eu vă rog să ne prezentăm orașul așa cum este el, cu frumusețile sale. Mulțumesc! Da, domnul Mășiubiu. Au drept la replică către domnul primar. Poate domnul primar merge doar pe străzile măturate proaspăt. Dacă merge pe jos spre casă, casa dânsului pe o încătină, o să vadă ce mizerie este acolo. Haideți să vedem, domnul. Haideți să mergem acum așa. Să mergeți, vă rog frumos. Mizeria lăsată. Să stai nici să vă lăsați, domnule, apartamentul curat. Și dacă vreți să vreți în consiliul local poze, cum ați lăsat un apartament când l-ați pregat. Deci nu vorbim aici despre curăție, nici nu dat. Mergeți în pădure de pe strada. În pădure nu este domeniul public, domnule. Da. Ați spus că am venit degeaba. E părerea dumneavoastră. Pentru că nu reușiți să... Că ce nu reușiți? Să faceți un oraș... Că ce nu reușiți? Ce s-a spus? Că mulți primar, că vi s-a dat pe varietă, da? Că vi s-a dat pe varietă, că atunci am spus. Vă place cum arată rondul care duce la zonii Moldova? Da? Vă discutăm mai de curățenie sau de spații verzi? Domnul de spații verzi de curățenie. Dar nu facem obiectul aici. Nu ne ducem în pădure și facem poze și luăm 700 de milioane amendă prin oamenii dumneavoastră pe care îi promovați și ne fotografiați. Da, domnilor consilieri, s-a dus pe drumul din care ducem pădure și după ce noi muncim săptămâni, s-a dus și a fotografiat două scaune, două fotolii, care erau aruncate într-o râpă și le-a trimis la Garda Națională de Mediu. Da. Da, pentru două fotolii s-a dislocat Garda Națională de Mediu, raport la Garda Națională de la Bacău, Garda Națională de la Bacău la echipa de intervenții de verificare. Pentru deci patru instituții de egalitate. Haideți, domnul consilier. Pentru că nu vă faceți pentru treaba, ce? Domnul primar. Nu știu. Gata, am înțeles. Bun, haideți, trecem la vot. Cine este pentru? Am vrut să într-adevăr, sunt multe lucruri bune de făcut, dar sunt și bune făcute. Dar una peste alta, noi ar trebui să iubim acest oraș și să nu arătăm numai partea rea, numai mizerie, numai... Avem și destule lucruri frumoase care pot fi puse în valoare. Avem timp, domnule, ne facem numai interesele noastre. Bun! Nu, avem și lucruri bune, adică nu numai rea. Și e bine să le vedem și pe cele bune. Care sunt interesele? Vă rog să cereți să... Domnul, vreți să vorbiți? Da, vă rog, spuneți. Gata, bun, haideți, mai, acum că sunt mai ceva. Bun, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu mai, deci nu pot împotrivă, da. Trecem la următorul punct, unde le-ai zis. Nu mai închideți și domnul Manaiu și să-i înțeleg. Ați tot timpul peste domnul pentru. Da? Da. Mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre prin avizarea planului urbanistic zonal, extindere spațiu comercial din strada Cosache Negri 4 și orașul Bogna, beneficiar sece 4D, timpăr 3 din OSRD, o forde, vor fi neînțeles. Comisia juridică a avizat nefavorabil, a acordat două voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Comisia de urbanism a fost nefavorabil, două pentru și două abține. Vă rog, discuții. Da, vă rog. Aș vrea să întreb și eu dacă aveți acordul vecinilor sau cetățenilor de zonă. Aveți? Este scris? Deci numai când este extinderea. Este acordul? Da. Eu personal nu înțeleg de ce acum vin cu această extindere, de ce n-au făcut-o acum 3 ani, când au cerut extinderea parcării. Atunci puteau să-și extindă și magazinul, în vedere. Și acum văd că cu această extindere ne întoarcem înapoi, în timp. Această extindere va ocupa niște locuri de parcare. Vreo 7-8 locuri de parcare vor fi ocupate de această extindere. Și ne vom întoarce la problema din trecut. Iar nu vor fi locuri de parcare, iar se va crea acolo aglomerație, mașinile vor sta pe trotuar. Oricum acolo mașinile tot timpul traversează pe trotuarul, intrând ieșind din parcare. Da? Nu știu cu ce i-ar avantaja această extindere. E vorba până la urmă de câțiva metri. Cu câți metri se extinde exact? Cu cât vine spre stradă? Nu scrie pe
pe desen. Vă rog. Da, vă rog, doamna. Să extindem până la fața blocului. 7 metri cât? Maxim, nu știu dacă sunt 8. Maxim 8 metri. Da. Acum... Dacă îmi permiteți, vă rog, doamna. Să completez cu ceva. Adăbat materialului, am transmis prin doamna secretar general toate avizele obținute la documentație. Au avizul DSP-ului cu privire la distanța față de parte în locului vecin. Au acordul notarial al vecinului. Au acordul unității de învățământ în direcția și al drumul național. Au autorizație și acord de la autorizație de la drumul național că nu este necesar, având autorizație de la drumul național emisă anul trecut pentru parcă și pentru intrarea și ieșire în la drumul național. Păi da, dar acum se face extinderea imobilului. Au, dacă vă mai... Dacă vreți, mă găsesc și în documentația pe care am... Nu, vă credem, vă credem. Vă credem, da. Au documentații, au toate actele emise de către toți avizatorii. Acum am supus dezbaterii avizarea cuzului, urmând ca această documentație să intre la Consiliul Județean. Țin să precizez că această documentație a fost înaintată și Consiliului Județean, având și un punct de vedere în primă fază de la Consiliul Județean, de la Comisia Tehnică a Consiliului Județean. Da? Altfel nu intra, nu intra plus că a fost făcută și dezbaterea publică și afișarea. Domnul Șiroș. Da, noi nu am avut la Comisie acest material, dar l-am studiat și că la început s-a părut că acest aviz solicitat după cum este nevoie. Da, gândiți-vă că în data 24-18-2021 s-a emis de către primăria Târgoviște avizul de oportunitate. În baza acestui aviz s-a pornit documentația. Așa cum a arătat în comunitatea generală, avizele de la toate instituțiile abilitate. Acum, practic, noi ce facem? Avizăm planul urbanistic zonal care își urmează circuitul, va merge la Consiliul de Țară. Cu sigur că nu interesează nici avantajele agentului economic, nici a altor persoane, dar dacă suntem de bună credință, haideți să vedem exact ce are de câștigat sau de pierdut orașul Târgu Ocna prin această extindere. Primul lucru. Acel spațiu de 2-3 metri care este întrezit și spațiu comercial este un loc insalubru. Vă rog, mergeți și vedeți că acolo se produc anumite evenimente. Deci acel loc va dispare. Doi. Eu am fost în Consiliul de Administrație la colegiu, când colegiul a fost încântat că se extinde acea zonă până la zid și rezolvă definitiv și acel zid anti-incendiu care a fost solicitat acolo. Și trei, orașul va avea de câștigat pentru că va încasa o sumă mai mare pe impozitul pe clădiri, având în vedere că clădirea se extinde. Niciun metru nu este pe domeniul public. Este pe proprietatea lor. Și atunci, sigur, mi-am pus întrebarea dacă orașul nu are nimic de pierdut, are doar de câștigat. Dacă vecinul din stânga, blocul, vecinul din dreapta, este de acord, pentru ce am fi noi împotrivă, aduceți câteva argumente pentru care putem fi împotrivă. Iar extinderea spațiului comercial înseamnă că vor mai fi 2-3 raioane cu diferite produse acolo, în interesul locuitorilor orașului Târgu. Deci nu cred că... Eu știu și discuțiile care au fost cu parcarea și vedeți că până la urmă s-a rezolvat și acea parcare și... Chiar cei de la colegiul care se opuneau au pus... Este folosită de cei care au fost împotriva. Este tocmai așa. Este folosită chiar de profesorii care la colegiu au fost împotriva. Și de aceea vă spun că dacă colegiul avea ceva de obiectat și acum chiar în unanimitate din voturi s-a votat în Consiliul de Administrație. Mulțumesc! Domnul Sucu, vă rog. Vă readuc aminte puțin din istorie cu parcării. Deci, după ce au amenajat-o cumva, am făcut o întâmpinare la firmă să pună indicatoare pentru mama și copilul, pentru persoane cu dizabilități, să fie marcată cum trebuie și cu cele lege de acolo, cum vedeți la Penny, la Kaufland, și după un an nu s-a întâmplat nimic. Nu am niciun motiv să cred, dar până acum nu mi-a dat nicio speranță, dar că lucrurile vor fi foarte bune de acum încolo, pe extinderea clădirii. De asta voi vota împotrivă.
Dar domnul Muntean? Da. Vreau să menționez următorul lucru. Astăzi, parcarea are în jur de 30 de locuri. După această extindere, vor fi 8 locuri mai puțin. Da? Nu știm asta. Cum să nu știm? Măsurăm. Dar uitați-vă pe schiță, vă rog frumos, consultați schița, uitați-vă și... Eu vă dau acum scris, am documentația aici, pe telefon. De fapt, cu toți avem. Numărați câte mașini cu cap acolo. Da? Deci iar o să creiem o aglomerație, un punct aglomerat. Ne întoarcem iar și sunt la situația de acum 2-3 ani. În plus, dintre asta, ei au făcut promisiunea că vor pune iar pe dalele. Haideți să vedem cum este acum acolo. Să vedeți dacă puteți păși. O doamnă cu tot care are nicio șansă să meargă pe acolo. Deci vorbim mai bine. Mai bine, îți face plătire și... Ca domnul primar vrea să... Dacă îmi dați voie, eu vreau doar să prezint un punct de vedere. Am promovat acest proiect de hotărâre pentru că rolul nostru al localității este să o dezvoltăm cu toții. De fiecare dată când apare o inițiativă privată, găsim tot felul de contraargumente. Dacă acolo este un domeniu privat, dacă nu interferează cu domeniul public și el dorește să-și mărească capacitatea construită, care pe de o parte va genera un impozit în plus, pentru că astăzi pe parcare, așa cum spuneți dumneavoastră, că se pierd 8, 7, 5 locuri de parcare, alea nu aduc niciun venit. Pe când construcția aduce un venit. Este o construcție care este destinată alimentației publice. Nu este o construcție, producție sau ceva care lucrează cu circuit închis și populația nu are acces. Noi aici suntem în situația de a găsi o soluție și de a duce mai... Deci suntem într-o intermediar, pentru că până la urmă decizia finală și hotărârea finală pe proiectul pe care îl vor prezenta este acea comisie tehnică la nivel de județ care aprobă toate planurile în final. Și suntem aici în situația când orice spațiu care poate fi dezvoltat va duce la un plus de imagine. Odată, prin creșterea numărului de locuri de muncă, pentru că dacă se dezvoltă clădirea, clar acel proprietar sau acel utilizator are tot interesul să maximizeze lucrurile de acolo, prin creșterea numărului de produse, pentru că știți și dumneavoastră, tot ce înseamnă aceste magazine de tip retail, numărul de sortimente este raportat la numărul de la metri pătrați de suprafață. Cu cât suprafața este mai mare, cu atât cresc sorturile. Magazinul care își desfășoară aici activitatea este un magazin de o categorie inferioară. Dacă, până anul, dacă va fi extins, va crește la superior. Locurile de parcare. Proiectantul trebuie să găsească și el trebuie să se încadreze în numărul de locuri de parcare standardizat, care îl conferă, că altfel nu-i va trece proiectul, nu-i dă avizul. Nici cei de la drumul național, nici cei de la ISU, nici cei de la, știu eu, dacă vedem cu toții la nivel național. La urmă, acest tip, asumă, da, dacă acest tip de desfacere, de acest tip de retail, se află într-un proces de rebranduire. Uitați-vă că sunt puține magazine de tip penny care mai au designul acesta. Toate sunt înlocuite cu un alt design, cu sticlă, cu, mă rog, culori asortate. Aici este problema. Haideți să fim deschiși la tot ce înseamnă inițiativă privată. Eu, privat, dorește să fac o investiție în oraș, aduce un plus valoare, crește satisfacția locuitorilor. De ce nu? Plus că se și încadrează în toate reglementările. Asta este punctul de vedere, drept pentru care noi am făcut acest material. Mulțumesc! Așa, aș vrea să spun că a bloca o inițiativă privată este o crimă de putere economic. Mai ales în acel agent economic este un tip corect, un agent economic corect, are toate aprobările legale, toate aprobările legate de urbanism, aprobările vecinilor majoritatea, deci ar bloca tot timpul de-a lungul anilor am votat pentru dezvoltarea acestor spații la parter de bloc, știți că au fost discuții, tot timpul am fost pentru să-ți mărească un om, omul vrea o terasă comercială, omul vrea să-și facă o fizerie sau ce, am fost, sau ce să-și facă la parter de bloc, să-și închidă balconul și am fost pentru, nu?
Eu nu pot bloca o inițiativă legat restul din treaba lui, cât e locul de parcare pierde, va avea mai puțin clienți, probabil, teoria, dar nu cred. Păi și unii cifra de afaceri, dacă are mai puțin clienți, vinde mai puțin. Asta e treaba lui, dar noi suntem un comunist, atunci vineau la partid și vineau fiecare știință de întreprindere și spuneau, domnule, cum stați cu producția, cum și, dar noi ne interesează asta. Poate mâine vrea să-și reducă la jumătate spațiu, mă gândesc eu la ce face el acolo. Eu, da. Dar chiar ne depășim atribuțiile aici. Nu putem bloca un agent economic corect și asta e, asta e ideea. Sigur, putem bloca prin vot care vrea, dar eu nu pot să-l blochez. Mulțumesc, vă rog. Plus că extinderea are loc pe proprietatea dânsului. Deci, dar noi am votat de atunci pe domeniul public am votat mult extinderea în spate. Tocmai pentru ajutorul agenții economici. Până la urmă, ăștia le plătesc pe toți, nu? La urmă, să fim constructivi și nu știu. Deci, de exemplu, da. Dacă mai sunt puncte de dacă nu supun la tot, ce este pentru? Pace. Pace, 5, 6, 7, 9 voturi pentru. Cine e împotrivă? Un vot împotrivă. Cine se abține? 3 voturi. Și domnul Barna? 3. Și domnul Barna? E pentru. Abținere, 4 voturi pentru. Nu, 4 abține, domnul Mărciucă, domnul Munteanu, domnul Urscu, domnul Feginariu și domnul Vana. Patru, da. Patru abține și una votă. 14, da. 4 voturi, 9 voturi pentru, un vot împotrivă și 4 voturi abține. Trecem la următorul punct. Proiectul de hotărâre prin aprobarea alocării din bugetul local unei sume de bani pentru organizarea unui eveniment cultural organizat la data de 25 mai 2022 de Primăria Orașului Târgovna. Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică a acordat 2 voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abțineri, aviz nefavorabil. Comisia Economică. Comisia Economică, aviz nefavorabil, un vot pentru și 3 abțineri. Da. Câteva amănunte despre acest eveniment, dacă se poate să se ofere. Da, cred că înainte de spus, poate da. Ofere domnul primar. Vă rog, domnul primar, să mă întâlnesc. Da, vă rog. Da, câteva amănunte. Am luat la cunoștință că un eveniment cultural se va desfășura pe Valea Trotușului, un spectacol de tip folclor, organizat de această corală bărbătească de la Constanța, recunoscută pe plan național și european, și vor fi susținuți de către un ansamblu de instrumentiști din Republica Moldova. Consider că localitatea Târgu Ocna, cel puțin la început de sezon estival și în sezonul estival, trebuie să aibă, dincolo de tot ce înseamnă investițiile în infrastructură, în utilități, în zonă verde, în învățământ, cultură, și cultura are nevoie să fie susținută. Și un eveniment de deschidere a zonei sau a perioadei estivale, eu cred că este potrivit în piațeta orașului, mai ales că probabil în toamnă piațeta va intra și în procesul de reorganizare. Și atunci am venit cu această inițiativă. Este o inițiativă care se desfășoară pe Valea Trotușului. Cu o zi următoare are loc un eveniment similar și la Onești și se pare că va fi și la Moinești. Este un eveniment pe care îl organizăm în spațiu public pentru locuitori și pentru turiști, duminică după amiază, aici, în lateral la Centrului Cultural Italiano și pe zona de, în care vom scoate cele 100 de scaune, să le punem la dispoziție pentru concetățenii noștri care doresc să ia loc pe scaune. Și cred că un eveniment cultural nu poate fi rău. Asigurăm finanțarea din taxa de promovare turistică, taxa de stațiune, pentru că până la urmă acela este rolul taxei, să promovăm localitatea, să avem evenimente, și cred că este de bun augur. Aici, ceea ce privește discuțiile de ce gen pe care îl invităm sau considerăm că raportul între calitatea actului cultural și prețul pe care l-au solicitat este un raport corect, având în vedere costurile de pe piața media din ziua de astăzi.
dacă doriți, ca și paralelă, puteți să vedeți cât au costat alte evenimente în zone private sau chiar a instituțiilor publice. Da, vă rog, domnul Măciucă. După o consultație cu cetățenii, am ajuns la concluzia că vă vota împotrivă, pentru că cetățenii plătesc taxe și impozite și ca să aibă condiții să nu trage prin noroaie, gen strada Mihai Cobănicean. Da? Și până când nu ne upgradăm și să fim civilizați cu străzile, cu infrastructura, cât mai curând, atunci poate o să dăm drumul și la eveniment. Da, domnul. Facem iarăși și o trecere dintr-o parte în alta. Dacă e albă, dacă ai șapcă, trebuie să ai un căciulă și invers. Nu are nicio treabă investițiile care se desfășoară în localitate în ceea ce privește infrastructura. Și dacă ne referim la infrastructura rutieră, acum orașul traversează cea mai importantă investiții, când 23 de străzi vor fi reabilitate. Când s-a semnat deja contractul pe infrastructură cu Tiseștiu și ultimul aviz de la Drumul Național a venit și pentru celelalte străzi, deci ele au cadența lor și au calendarul și finanțarea lor și am spus-o încă o dată, că nu putem lua banii de la infrastructură să-i ducem în zona culturală, cum nu putem lua nici banii de la zona culturală să-i ducem în infrastructură. Acest eveniment este finanțat din taxa de promovare a localității, așa cum promovează evenimentele folclorice, sportive, competiționale, toate localitățile stațiunii. Dacă ne uităm, Slănicu peste o zi sau două are un eveniment ăsta, cu vehicule. Au avut evenimente de tip spectacol. Suntem stațiune. Nu cetățenii localității nu suportă costul cu acest eveniment, ci este susținut din taxa care au plătit-o toți turiștii care au ales să viziteze Târgu Ocna. Și turistul care vine la Târgu Ocna, dincolo de serviciile hoteliere, dincolo de serviciile balneare, dincolo de serviciile de recreere, are nevoie și de zonă culturală. Deci nu amestecăm finanțările. Și aș dori, dacă se poate, domnule consilier, haideți să nu mai facem sau să trimitem locuitorii făcând așa niște diferențe. Târgu Ocna are 65 de kilometri de străzi. Și dacă suntem, știu eu, din basmele lui Petru Ispirescu și le dăm peste cap, nu putem să le asfaltăm de o lună în urmă sau de două luni sau de 5 ani în urmă sau de 10 până mâine. Proiectele sunt în derulare, se derulează și se fac în mersul acesta. Chestia că dumneavoastră instigați locuitorii de pe străzile care, într-adevăr, sunt niște străzi complicate, dar sunt într-un spațiu care până acolo trebuie să creăm infrastructura. Nu au infrastructură de alimentare cu apă, nu au infrastructură de canalizare și spune, hai, doar într-un populist de ăsta e fel. Haideți să asfaltăm nu știu ce stradă. Nu e corect. Dar manipulați. Dumneavoastră îi manipulați, nu eu. Mulțumesc. Da, cine mai dorește? Domnul Ursu? Domnul președinte, aș vrea să întreb pe domnul primar. De ce n-ați dat banii ăștia la copii, ziua copilului atunci? De ce n-ați băgat 200 de milioane să ajutăm copii? Că sunt premiați la liceu, au ajuns la faza pe județ, la faza pe țară, la olimpiadă. De ce nu i-a ajutat copii ăștia? Domnule consilier. Noi facem, numai puțin, nu v-am înțeles. Da? Te-am băgat odată la corul ăsta Madrigal de Crăciun. Acum, am mai dat până, am dat la baba, roazi, am dat, dar chiar mi-i bat în joc de bani cetățeni. Nu-mi convine să muncesc, vă dau dumneavoastră bani, nu să mă las banul să facem numai... Nu, domn primar, uitați-vă la mine, vă rog frumos. Dar deci, nu vă dumneavoastră, perfect. Da, uitați-vă la mine, strâng, domn primar. Nu vreau să mai aveți timp să muncim, nu mai știți ce să muncim. V-ați dus acolo la, unde am fost la evenimentul ăsta. Mi-era și rușine pentru unul consilier, unul. Trebuia să-i adunați pe toți, adunați, cum faci o cloșcă. Iar adună pe toți, haideți să fim toți, că toată lumea s-a întrebat ce a fost acolo cu consilier și cu domnul primar. Cu două vici. Nu avea să-i primați această poze, aveați fotograf. Și a spus 400. Nu înțeleg ce fotograf și ce poze și... Am trecut de la subiect. Da, domnul. Nu sunt de acord. Nu să dăm banii ăștia 120 de milioane, că vrem noi să-i dăm. Să ajutăm. Vine ziua, 1 iunie, ziua copilului. Hai să punem acolo.
Domnul consilier, dacă îmi permiteți. Da, vă rog, ați terminat. Știți că mecanismul Consiliului Local funcționează pe baza unor reglementări. Dar nu cum vreți dumneavoastră. Nu v-am întrebat. Sau dacă v-am întrebat, ce am spus. Da? Cu siguranță, evenimentul de ziua de 1 iunie, dedicat copiilor, va fi un eveniment marcat la Târgu Ocna. Dar nu puteam să organizăm ziua, să venim în Consiliul Local cu solicitarea de acordarea unor premii, atât timp cât ele încă nu sunt stabilite. Regula în Consiliul Local este ca în prima săptămână din iunie să aibă loc ședință de Consiliu sau în ultima zi din luna mai, în care să venim să premiem elevii orașului în baza documentațiilor care le transmit școlile. Situațiile nu sunt închise, reglementările nu au venit încă, situațiile financiare de la de premiere și de la competițiile sportive, ele vin atunci. Ce sumă să prindem noi pentru copii acum? Pentru că dumneavoastră sunteți un consilier mai nou și ar trebui să vedeți care e cazuistica și cum funcționează Consiliul Local și cum funcționează aparatul. Unitățile școlare, Consiliul de Administrație de la unitățile școlare analizează cui și cine merită să fie premiați în baza unor reglementări și în baza unui echilibru și sunt premiați toți elevii care au obținut rezultate la olimpiadele naționale și internaționale și județene, sunt premiați elevii cu media 10, sunt premiați elevii șefii de promoții, sunt premiați elevii care au obținut la concursuri sportive sau, știu eu, competiționale diverse diplome. Păi, adică să nu deformăm, să nu deformăm realitatea. Să nu deformăm realitatea și am spus-o foarte clar că suma asta vine dintr-un capitol special. Nu e tot al nostru. Nu este al nostru, domnule consilier. Este, domnule, în calitatea mea de ordonator de credit, eu răspund pe ce propun către dumneavoastră. Aparatul de specialitate elaborează documentația și juridică, și economică, și tehnică și e simplu să venim aici și să spunem că nu dăm la copii. Dați cum ce-o făcut Don Giulochi. Astea cu 23. Domnule consilier, domnule consilier. Haideți că am trecut la alt subiect, vă rog, la diverse putem vorbi, da? Eu nu mă laud, ci eu prezint ceea ce se întâmplă în localitatea acum, astăzi și în etapa aceasta. Deci haideți, mă rog frumos, nu mai... Vă port tot respectul și nu cred că... Strig la acest subiect, da, domnul... Și să nu amestecăm un eveniment care a fost un eveniment regional 25 de ani, că nu s-a dus nimeni acolo nici să facă campanii, nici să-și facă publicitate. Noi am fost invitați cu toții la un eveniment a unui organizator. N-am stabilit noi acolo cine, cum intră. Oamenii de acolo, instituția, ne-a primit cu brațele deschise, ne-a onorat până la final, a invitat și la concluziile care au avut loc în fiecare zi, după fiecare eveniment, și joi seara, și vineri seara, și sâmbătă seara. Eu nu știu de ce ducem în subiecte. Suntem incorecți aici, să aruncăm cu noroi în instituții. Ați reușit să strângeți la începutul anului 12.000 de lei? Desigur, da, sigur că da. Până la data de astăzi, vă poate spune doamna contabilă, domnul șef, cât s-a colectat. Adică nu credeți că... Vreau să vă spun următorul lucru. Nu-și permite nimeni să utilizeze o sumă fără să aibă reglementarea juridică și economică. Poftim? Da, principalul contributor, dacă vreți să luăm aici, și va fi o analiză cândva și vom vedea cine e principalul contributor, pentru că e principalul contributor, pentru că este și principalul beneficiar al rulajului de turiști. Fiecare instituție sau societate din domeniul Horeca virează către Consiliul Local conform algoritmului. Nu putem să cerem unui spațiu care are două scaune, o măsuță sau o cameră de închiriat să cotizeze. El o raportează la ce rulaj are. Și chiar sunt agenții economici și chiar sunt corecți. Și până la urmă, discutând personal cu fiecare, chiar am înțeles. Pentru că da, a fost o chestie de asta, dar nu se înțelege, domnule, ce se întâmplă cu banii, ce se face, de ce, pentru cum în fiscalitatea asta nebunească. Dar după ce am explicat, domnule, banii ăștia au o destinație foarte clară. Promovarea la evenimentele orașului, promovarea în mediul extern, prin tot ce înseamnă participarea la evenimente, la târguri, ca și localitate. Zilele trecute, acum o săptămână, 15 primari din Asociația Orașelor Stațiunii Balneo au fost la Târgu Ocna, au vizitat Târgu Ocna, au venit la Zvânic, și a fost un schimb de experiență într-o altă localitate. Și punctul de plecare a fost de la Târgu Ocna.
Am fost cu ei și pe teren. Suntem în aceeași asociație cu orașele stațiuni, suntem în asociația orașelor. Deci nu e chiar... Să știți că... Bun, mulțumim, domnul Drăgănuță. Da, mulțumesc. De la taxa de promovare turistică. Eu pot să vă spun că conduc o unitate turistică și sunt la început, chiar în ultimele 3 luni, că sunt lunile de start în activitatea asta mea, am virat în medie de 160 de lei pe lună. Deci e o taxă benefică pentru stațiune. Revin la evenimentul și evenimente. O stațiune are nevoie de turiști. Dacă nu creezi animozitate, dacă nu creezi distracție, dacă nu creezi bună dispoziție, dacă nu desfășori evenimente, indiferent ce ar fi acestea, că este un concurs de nu știu ce, de șotron, de babaroase, cum zice bun. Dacă evenimentul în sine își produce efectul și aduce turiști și creează consum în localitate și ne face cunoscut, deci este foarte bine să sprijinim evenimentul. Într-adevăr, trebuie să avem o analiză, să studiem, să nu dăm unui eveniment prea mulți bani, sau, adică cu banii care avem să creăm cât mai multe evenimente. Așa că nu putem fi izolați că nu avem drumurile toate asfaltate și nu mai creăm și desfășurăm un eveniment până nu avem toate străzile. Deci trebuie să le îmbinăm și pe una și pe cealaltă. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Voi da, nu, deci, cine se abține? Nimeni abține. Și domnul Bana tot abține? Proiectul a fost adoptat. Punctul 7. Proiect de hotărâri privind declararea unui imobil teren de uz și de interes local și atestarea apartenței acestuia la domeniul public al orașului Tirana, județul Bacău. Comisia juridică, vă rog. Aviz favorabil 6. Voturi pentru din totalitatea posibilă. Comisia economică. 4 voturi pentru, aviz favorabil. Comisia de Rolință, aviz favorabil în unanimitate. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Domnul Barna? Pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgoviște pentru ședința AGA a CUPCSA Bacău, convocată pe 25 mai 2022. Vă rog, Comisia Juridică. Comisia Juridică a acordat aviz favorabil, un vot împotrivă, 5 pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil, 4 voturi pentru, din 4 prezenți. Dacă sunt discuții, vă rog. Noi delegăm pe domnul primar să ne reprezinte în AGA local, dar nu știm sigur dacă ne reprezintă în moment ce are inițiativă de a studia apa și nu e de partea cetățenilor. Așa că votul meu va fi negativ. Da, vă rog. Ce inițiativă am avut de a studia apa? Nu vă aduceți aminte? Păi nu, spuneți dumneavoastră. Canalizarea, că e 100%. Am spus ce inițiativă a fost a mea. Nu. A fost un material care a fost analizat de către și transmis de către operatorul regional de această utilitate. Și cine a semnat jos acolo? Cine a semnat? Inițiator. Și deci cum se poate promova un proiect de hotărâre? Și domnul consilier, nu mai manipulați lucrurile. Iar eu să știți că de fiecare dată când m-ați împuternicit cu votul dumneavoastră, acela a fost în forul respectiv. Nu credeți că cineva se duce și votează invers acolo? Nu. Tot așa tot să la un cap, nu poate face un amendament să spună de ce credem, de ce... Domnule, acolo votul se face în baza mandatelor care le-au transmis consiliile locale. Cine a transmis pentru votează pentru, cine a transmis alt punct de vedere, votează așa cum a transmis. Nu e acolo. Sunt foruri și asociații care respectă reglementările ei. Cu siguranță, nu credeți că acolo e așa? Cred. Sau în alte județe se întâmplă altfel, ne vedem astea informația.
Da, mai sunt discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă. Se abține cineva? Bun. Vă propun ca punctul nou să-l facem după întrebări, întrebări răspunsuri, după ordinea de zi suplimentară. Ca să mai putem. De ce nu faceți acum? Da. De ce nu faceți acum? Vă propuneam ca să... Propuneți supunerea. Deci va fi un vot simplu, nu ați ordinea de zi, da? Bun, am înțeles că vreți să urmăm asta. Bun. Punctul nou, întrebări, întrebări, răspunsuri. Vă rog. Dacă... Da, domnul. Eu ți-am amintit aici de spații liberi. Da. Vă declar foarte mulțumit de spații liberi. Nu ați spus iaba. Ați plasat cu greu niște canțeluțe, care sunt ofilite, că nu le-am mai mutat, n-am mai spus nimic. Vecinii noștri la Onești au făcut mai mulți greu, au pus la lene. Totul este în regulă. Dumneavoastră ați avut niște invitați pe aici, ați avut primarii de la stațiunile astea Balmen, pe aici, în oraș. Nu cred că au fost foarte încântați ce au văzut. Ați discutat dumneavoastră cu ei sau? Nu. Ați primit un mesaj de la dumnealor? Da, îi putem întreba. Puteți, chiar vă rog. Dacă doriți. Puteți să-i da? Vă dau datele de contact și da. Sunați-i. I-ați dus în parcul mare, cumva ați văzut cât e iarba acolo, are jumătate de metru. Înainte, toată lumea înnovățea pe 20 ochi. El are interes să crească iarba mare. 20 ochi nu mai are nici vaci, nu mai este nici primar, nimic. Ce mă apoi, da? Mă rog, e mult. Ce facem? Lăsăm iarba, facem economii. Eu am trebuit și nici la dumneavoastră în fața proprietății, domnule. Da, domnul primar, nu mă întrerupeți. Vă rog frumos. Dumneavoastră ne-ați propus un buget pentru spații verzi și noi l-am votat, da? Au fost puțini, s-au luat niște bani de acolo, dar totuși au rămas 7 miliarde. Corect? Ce facem noi din banii aia? Câți bani am cheltuit până acum? Păi ați aprobat la punctul numărul 2, aprobarea contului anual de execuție a bugetului local la trimestrul 1. Da. Păi, haideți să lămurim un pic lucrurile astea cu spațiile verzi. Da, haideți să lămurim. Da? Orașul Târgu Ocna are o suprafață de spații verzi. Da. Nu pot fi întreținute de la cap la coadă în același moment. Orașul a fost cosit odată peste tot și datorită precipitațiilor care au fost în ultima perioadă, vegetația a crescut. Dacă observați, acum toată zona centrală se cosește de către echipele de intervenție de acolo. Personalul care l-am angajat acum, la 1 mai, în primărie, doi muncitori, sunt pe motocoase și au cosit tot ce înseamnă domeniul public care nu intră în competența firmei de întreține spații verzi, iar în bar se cosește și în bar. Cât cosește? Păi, haideți să mergem să vedem. Până acum ați cosit niciodată. Corect? Și în ce lună suntem acum? La sfârșit. Păi, eu vă informez următorul lucru. Că am promovat în inițial și v-am spus de la bun început de anul trecut că întrucât valorile și ora de manoperă și carburantul implicat în activitățile de întreținere a orașului au crescut și inflația este 10%, inflația de plus 2,6% este insuficientă. Și atunci trebuie să ne încadrăm în acele costuri. Păi degeaba, dar zic, vreau să vă nu v-ați cosit nici în dreptul proprietății mea, de ce? Dar dumneavoastră trebuie să cosim acolo. Păi o să cosim. Când o să ajungem acolo cu echipele, orașul... Orașul, vom vedea. Vom vedea că nu am plătit sau care e problema? Nu știu. Nu știți? Păi nu știați. Păi da, faceți afirmații fără să știți? Nu, nu am spus doar. Eu doar o... Bun. Așa. Asta nu-i spațiile mele. Parcurile, locurile de joacă pentru copii. Mai faci... Ce au locurile de joacă pentru copii? Păi numai unul avem corect. Restul? Îs moștenii. Săracii mai trebuie și ele deținute. Trebuie să măcar să facem curățenie. Să luăm chiștoacele de țigări. Vorbiți eronat, domnule consilier. Cum? Vorbiți eronat. Haideți să mergem în spatele... La unde? Aici, în spatele... La doi pași. La doi pași. La care doi pași? La doi pași în magazin, din ce știu eu. Haideți, domnul consilier. Eu văd că mai nou așa a devenit mai vocal. Dar
Băi, băi, cum adică? Locul de joacă a fost modernizat anul trecut, locul central, în spate la Aur se lucrează și acum este în reabilitare locul de joacă, în, la blocurile de jos din Tăbăcari a fost reabilitat locul de joacă, s-a construit și se construiește acum un loc de joacă la capătul străzii Tăbăcari, în Parcul Mătura, în Parcul Mătura avem conform bugetului aprobat extinderea unui nou loc de joacă și acolo se... Nu e cel mai mare, ci e un loc de joacă. Când o să fiți, domnule consilier, haideți să... Chestii din astea așa că totul este urât, gri și întunecat... Haideți să facem totul. Băi, hai să facem. Haideți să facem. Dar un an, doi, dar cât să mai așteptăm? Dar dumneavoastră ce ați făcut în ultima perioadă? În afară de a nu vota. V-am votat? V-am votat toate colegii. Și nu înseamnă... Păi și depunem în practică. Păi, buget, un an nu poate, dacă avem de o săptămână cald de două săptămâni, să rezolvăm lucrurile. Haideți, vă rog frumos. Și la dumneavoastră și acasă, fiecare își gestionează activitatea și am luat-o din zona centrală. Da, dacă am fi avut 20 de cosași și am fi avut bugetul deci, care să... Cumpărați un utilaj, domnul primar. Păi o să-l cumpărăm. Cumpărați un utilaj. O să-l cumpărăm. Face 2 hectare pe zi, bă. O să-l cumpărăm. N-avem. Când o să-l avem un buget? Nu ne ajung banii aia, din 7 miliarde să dezlocăm 20 de mii. Haideți să vedem că 7 miliarde nu sunt alocați spații. Capitolul spații verzi cuprinde mult mai mult. Domnule consilier, am toată încrederea că dumneavoastră în calitatea de inginer pe care o aveți, știți să utilizați un buget și gestionați și o... Haideți să... Mă rog. Bun, alte probleme la ordinea... Da, domnul. Păi nu, că sunt întrebările pentru domnul primar și aștept să fie puțin atent. Străzile care se reabilitează sunt îngustate și aduc un disconfort celor care trec cu două mașini mari, una pe lângă alta. Eu cred că sunt și neconforme după părerea mea, dar o să mă convinc după ce o să facă sesizare la ISC și la alte foruri superioare, dar să vedem dacă este așa. Și să știți, domnule primar, că dumneavoastră primăria, cetățenii, nu iau amendă datorită faptului că suntem măciu să face sesizare. Iau amendă datorită faptului că dumneavoastră vă faceți treaba, pentru că vă găsește neconfort și de asta primiți amendă. Apropo, vreau să vă întreb, ați plătit amenda de mediu? Dar ce calitate? Ați plătit un telefon de calitate de consilier, vă trebuie. O să vă răspund. Da? Spuneți-mi, vă rog. O să vă răspund în scris ca să rămână document. Deci nu document. Spuneți ca să nu sunt obligat să vă răspund asta. Nu, știu că nu sunteți obligat. Nu să nu aveți nicio obligație în acest oraș. Are. Da? Da, dacă tot discutăm despre proiectul ăsta. Da, la consilier. Păi hai să lămurim chestia cu drumurile și cu toate astea. Da, dar îngroparea cablurilor, mutarea stâlpilor de pe pista de biciclete, când va avea loc? Că pe urmă trotuare cu domnule consilier, înainte de a ridica o problemă, studiază documentația și studiază tema, textul și proiectul care îl avem în finanțare. Nu facem aici pe proiectul de valorificare turistică, nu mutăm noi lucruri care nu sunt în proiect. Da? Am înțeles. Dacă vreți să lămurim lucrurile, le lămurim acum, imediat. Orașul stațiunii Târgu Ocna, în calitatea sa obținută în anul 2001 de stațiune de interes național și stațiune balneo climatică, a avut acces la o linie specială pentru stațiuni turistice. Da. Orașele stațiunii turistică ce înseamnă? Spațiu verde, pistă de bicicletă, zonă de promenadă și trotuare. Acesta ne-a calificat pentru obținerea acestui proiect și care din 2016 Consiliul anterior și administrațiile precedente au muncit să aducă proiectul până în ziua de astăzi și noi îl continuăm. Și sunt niște standarde și niște reglementări europene și naționale. Un trotuar trebuie să aibă o anumită distanță, o anumită lățime, o pistă de bicicletă trebuie să aibă o anumită lățime și o stradă trebuie să aibă o anumită lățime. Străzile din oraș care vor fi modernizate vor avea lățimea de 6 metri, 3 metri de bandă. Iar trotuarul 1,20 m sau 1,30 m și eu vă rog, chiar vă rog, să mergeți și să măsurați fiecare centimetru. Și chestia asta care se promovează în spațiu public, că trotuarul, că-i bordura mai înaltă, că-i bordura mai joasă, este un pic dus într-o zonă de populism. Pentru că acel proiect a fost autorizat și verificat de toate instituțiile abilitate românești finanțatoare și instituțiile europene finanțatoare și au dat niște avize. Pentru asta am câștigat proiectul ăsta.
În ceea ce privește coborârile, fiecare proprietate are în dreptul porții sale o deschidere la poarta principală de 3 metri. Atât este standardul. În dreptul la poarta mică nu se face coborâre pe șosea, pentru că cetățeanul, în calitate de pieton, face stânga sau dreapta pe trotuar și traversează strada prin locul permis, prin locul semnalizat, pentru evitarea accidentelor. Acolo unde sunt curbe, șoseaua actuală are o înclinație invers față de unghiul care ar trebui să-l aibă în curbă. Și atunci, prin echipamentele de măsurare, clar că acolo ar trebui să dea bombajul străzii în unghiul de intrare în curbă. Nimeni. Iar aparatul ăla care îl plimbă oamenii ăia, tocmai pentru asta are și lor. S-a creat așa acum, și la magazine și acolo, și toți vine, uite domnule, strada avea 7 metri, uite, aici un metru, dacă l-a rupt de aici, 5 cm de acolo, 5 metri, ia uite unde să duc banii noștri. Mai rămâne un spațiu care, prin proiect, ni l-am asumat că spațiul între pista de bicicletă și proprietate, ce e acolo, fie gard, fie clădire, ce e acolo, rămâne un spațiu verde. 5 ani de zile nu avem voie să transformăm spațiul acela, decât spațiul verde, pentru că proiectul e valorificarea potențialului turistic. Am găsit soluția cu constructorul și cu proiectantul și cu instituția vizatoare, că am dreptul proprietății la poarta mică, diferența aia de între bordura de la trotuar, bordura mică de la trotuar și până la limita proprietății ce are om acolo, să facem unitar cu pișcotul. 10, 15, 20 de centimetri cât e acolo, să fie toate la fel. În dreptul la portița mică. Deci sunt niște reglementări. Bun, noi putem să prezentăm lucrurile oricum în spațiu public sau în spațiu virtual, dar trebuie să ne ducem pe reglementările în vigoare. Deci asta e drumurile. Nu le-a gustat nimeni, iar traficul în localitate se va desfășura și vom veni cu un regulament, odată cu terminarea proiectului ăsta și cu alt proiect de valorificare, vom veni cu un regulament de circulație. Și atunci vom stabili foarte clar străzile pe care pot să aibă acces camioanele de tonaj, străzile pe care circulă turismele sau cele până în tonaj. Iar cei care doresc să intre cu tonaj pe o anumită stradă, nu mă refer la ceea ce înseamnă circulația frecventă sau calea de acces către agenții economici. Dar dacă eu vreau să intru cu tirul pe o străduță, nu știu, pe strada mea, eu în Cătină, să dau un exemplu, voi trebui să cer un aviz că voi intra acolo și obstrucționez circulația, nu știu, o oră, două, x ore. Deci așa funcționează regulile peste tot. Da, pe strada Alexandru cel Bun avem 4 stâlpi de iluminat care acum suntem în procedură de mutare lor și de retransare și avem documentația depusă la operatorul de energie să ne permită lucrul ăsta. În strada Tudor Vladimirescu avem un armuri acolo, un copac, un tei, care inițial a zis, doamne, hai să renunțăm la el, dar a zis, doamne, de ce să renunțăm? Un copac care nu l-am pus noi acolo. Hai să găsim soluții și atunci va fi deviată, va fi o buclă în pista de bicicletă, semnalizată și presemnalizată, ca să opunem acel arbor. Deci încercăm cât putem să menținem tot ce avem de menținut. Proiectul este pe masă, puteți oricând să veniți să-l studiați. Rolul nostru, administrației, este ca să fim prezenți la toate comisiile de dezbateri și unde cât ori e nevoie. Constructorul permite să se meargă în șantier. Domnule consilier, pavelele sunt produse de un producător român cu standarde de calitate. Pe care pavelele? Nu s-au pus pavelele în oraș. Sunt treabă și bordurile. Eu fac reclamă aici. E părerea dumneavoastră, domnule. Da, este părerea mea față de... De cine sunt produse? Și față de ce se întâmplă la unești? Păi de cine sunt produse, domnule? De cine sunt produse? Haide să spunem aici, cine face lucruri de mult de proastă calitate? Spuneți aici tare. Păi hai să spuneți acum tare aici la televizor. Spuneți eu, firma X care a adus pavelele la Târgu Ocna, cum se cheamă? Citiți acolo pe ăla. Spuneți-o dumneavoastră, cum nu permis să facă așa ceva? Dar nu poți merge. Și cea mai pavelele sunt de cele mai proaste. Spuneți, domnule consilier, ce firmă? Și bordurile la fel. Domnule consilier, vă rog să pronunțăm bine. De la Unești, vedeți ce aveți. Nu aruncați cu lucruri din astea. Spuneți-o dumneavoastră. Uite, vă dau poze, uitați-vă. Păi nu poze. Bine, spuneți poze. Vă dau poze. Cine este producătorul? Domnul primar, așa ați făcut și când ați luat străzile de fumire și de curbă, da? Așa ați făcut, dar ați semnat repede și se susă străzile, care sunt reabilitate de 4 ani de zile. Dumneavoastră, semnătura dumneavoastră. Bine, hai să-l lucru.
dacă se îngroapă cablurile subteran, cum se întâmplă la Măinești, care au luat același fond. Haide, da? Tot cum este de biciclete, același se îngroapă sau cu cablurile conform legii, domnul primar. Proiectul se va duce la bună de spuneți dacă se îngroapă cablurile sau nu. Doamne, poate nu îți răspund ce vrei dumneata. Nu spun ce scrie proiectul. Faceți. Păi, proiectul nu cred ce faceți dumneavoastră în timpul liber. Urmăm proiectul care a fost avizat. Punct. Bun. Ce spuneți? Se relocă stâlpii din de pe trotuar sau va reși tot cum avem tot? Păi vedeți că nu sunteți atent? Se relocă tot stâlpii? Se relocă stâlpii care sunt... Să avem stâlpii și în stradă. De în care? Și ce să facem acum? Mutăm și stâlpii de pe deal. Nu lăsăm așa, să dăm cu cap. Da? Nu ne-ați oricum dați cu cap. Da. Reabilitarea tehnică a blocurilor. Câte cereri sunt și la niciuna. Ce sunt? Deci niciuna. Până la data asta. Ce ați făcut pentru asta? Și ce să facem? Am fost personal la o scară de bloc la o asociație să prezentăm proiectul. Și au coborât zero proprietate. Ați reușit și v-ați implicat să luați cărțile tehnice? Da. Cărțile tehnice nu există. Răspunsuri date de la instituțiile statului, Arhivele Române. Da? Și de ce nu ați anunțat pe cetățenii? Pe pagina de Facebook a primăriei să faceți... Care cetățenii? Că noi să vorbiți în numele cetățenilor, dar care sunt cetățenii aia care... Cetățenii lașului de comand, cei care sunt interesați au venit și noi am lăburit și le-am prezentat exact situația care s-a... Am prezentat-o și la asociația de proprietari, cei care s-au interesat, se fac demersul acum. Să vedem dacă fosta societate care a gestionat gospodăria comunală, ea s-a auto-dizolvat, a fost dizolvată, falimentată. Și nu mai am o arhivă. Am făcut la Arhivele Naționale, unde acolo ar trebui să se găsească o copie după toate documentele. Și am răspuns că nu sunt. Asta este realitatea ultimilor 30 de ani de după niște evenimente din 1989. Da. Pe... În ce stadiu sunt cadastrările locuinților anele și care este răspunsul dat către locatari? Au făcut totuși o cerere. Care... Și locatarii au primit răspuns. Cei care au făcut cerere. Da? Înscris? Cererea nu poate fi. Răspunsul poate fi fie verbal, fie înscris. Da. Și în ce stadiu sunt... Păi dacă am întrebat cetățenii, sunt datele lor confidențiale. În ce stadiu sunt cadastrările locuinților? Se lucrează la ele. Se lucrează 10%, 20%, 5%. Dar de cât sunteți dumneavoastră evaluator? Îți vă spun eu acum că e 5% sau 98%. Ca să știi și cetățenii, nu mai am de așteptat. 2, 3, 6, 8 ani. Ce urmărești? Asta ca să știi. Dumneavoastră sunteți alesul localității. Ce ați făcut dumneavoastră în ultimul mandat pentru binele localității, în afară de a vă abține la toate hotărârile, în afară de președinte de ședință? Nu duceți în eroare. Și încă vreo 2-3. Și încă vreo 2-3. Cât am votat pentru și cât am votat împotriva. Ia să vedem astăzi. Ia să vedem astăzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din 8 împotrivă sau abține. Păi, am văzut, nu toate. Din 8, într-adevăr, prima e 100%. Da. Președinte de ședință. Corect. Corect. Am mai votat un bun. Bun, hai să spuneți ce probleme aveți, că nu am zis. În ce stadiu sunt cadastrările parcărilor din orașul Târgoviște? Da, ați primit răspunsul. Vă rog, mai. Da, mulțumesc. Bun răspuns. Spațiile verzi din parcul Mărgura, exact ce am zis, dar mai ales cum ați promis în ședințele, în ședința anterioară, a spus că pe părintele Mărgura va fi gazon, care va fi întreținut. Iarba este până la genunchi, domnul. Păi și puteți să luați o coasă în numele ierarhiei. Dar să facem ceva. Dumneavoastră vă arătați cu mașina de dus. Cu mașina de dus, eu să știți că sunt mânt. Campania foarte bine. De asta vă place doar să vă duceți când e păzit. Nu, îmi place să vii, nu să mă duc. Ce vii? Bun, atât, da? Nu, nu, de ce? De ce? Ați plictisit? Păi pur și altă. Ați promis că în luna mai sau iunie va păti proiectul cu îngrijirea cimitirului dumneavoastră, la care ați spus că ați stricat. Sunteți de fapt informat greșit. Le v-am mai spus și săptămâna și luna trecută că acolo se desfășoară un proiect de către proprietar. A spus că în mai, iunie, bine. Ce? Și nu o să le ce facem noi gardul unui proprietar care el a propria să facă un alt proiect. L-a stricat. E părerea mea asta. Da. Asfaltarea străzilor viitorului cărămidăriei
și cimitir când de încep? Când se va emite ordinea de încep? Stadionul este într-o stare precară, mai ales pista de atletism. Vă poate răspunde domnul viceprimar. Domnul viceprimar, poate... Pista de atletism de la stadion. Nu puteți răspunde? Aveți atribuții delegate în acest sens? Da. Vă place cum arată pista de atletism? A fost campion, sunt și dar... Nu mai este campion. E nevadă. Iar vă crește fără nicio problemă pe pistă unde trebuie să fie doar de cum se arată să arată domnul și de care nu și-am cuiește. Da? Am senzația că suntem o stațiune turistică doar cu mobili. Nu, și pe taxe și impozite. Piața, când o zugrăviți, de 2 ani stăm într-o stare așa, au fost ceva în campanie electorală la care s-a zbuciumat puțin postul primar, și sper că a fost de recăptură, să spui nașul. Zis nașul. Zis nașul. Zis nașul. Mulțumesc. Așa. Și când o zugrăviți? Ca să nu mai zic de acoperit, tau... Știți care este bugetul de la... Știți care este bugetul de la activitatea autofinanțată piața agroalimentară Târgovna? Păi ce trebuie să fie rentabilă, domnul? Păi cum să facem să fie rentabilă dacă producătorii nu vin și acolo sunt doar 5 sau 6 IE-uri, agenții economice? Dacă așteptați în birou, nu văd bine. Haideți, domnul, lăsați în birourile... Uitați după ce la Dărmănești ce fac și inspirați-vă. Eu v-am spus că trebuia să trebuia să candidat la Dărmănești sau la Comănești. Nu, eu vreau că acolo e perfect. Și în alte localități. Păi e simplu. Faceți o solicitare, vă luați o proprietate acolo și candidați acolo. Și lucrurile s-au rezolvat. Dacă tot nu vă place orașul ăsta. Doi ani de mandat. Orașul mizerabil. Doi ani de mandat, nu ați făcut nimic. E perfect. Lăsați, domnul, care cine să analizeze. Da, perfect. Îmi pare bine. Deci, un răspuns, când piața va fi zugrăvită... N-am înțeles când, care e întrebarea. Când va fi zugrăvită piața? V-am dat răspunsul. Da? Când va fi cele 5 proiecte făcute la intrarea... Haideți să... doamna consilie, doamna secretar general, ordinea de zi la punctul diverse, știu că se referă la dezbateri de pe ordinea de zi, da, sau la probleme cu care nu ce răspund. La ce? La ce? Ia scoateți dumneavoastră regulamentul și citiți acolo de regulament. Vedeți ce scrie la ultimul. Mai citiți o dată de regulament, domnule consilier. Haideți. Deci vă pun toate întrebările. Da, puneți întrebările și da, vă rog. Deci aș vrea să știu în mod serios. Dacă s-a plătit amenda de 75.000 de lei. Dacă primăria, așa le-a spus data viitoare, că ne-a dat... Păi dumneavoastră v-ați exprimat un alt punct de vedere. A zis că nu vă interesează problema. Păi dacă nu vă interesează problema. Să știu dacă cetățenii plătesc din buzunarul lor sau se îndreaptă către funcționarul sau primarul care nu și-a făcut datorie. E părerea mea asta. Da, sigur. Când veți avea în atenție strada Mihai Cogălnicean? După ce se termină proiectele și cele care cum se cheamă, investițiile care sunt aprobate în bugetul local. Am înțeles. Să știți că investițiile de a cumpăra tarabe viață nu au fost aprobate de Consiliul Local. Ca să știți. Da? Consiliul Local nu v-a mandatat să vă cumpărați așa. Nu, dar ați aprobat într-un buget? Am aprobat, da. Și pentru că... Și ce trebuie să faci de credite? Înseamnă, nu înseamnă că sunteți discreționat cu banii cetățenilor. Bine. Da? Dacă am cumpărat arabe, nu e bine, nu? Și asta vă întrebăm. Sunt smași, nu e bine? Sunt flori? Dar întrebați-mă, dar vreau să vă întreb și eu. Nu e bine că s-au cumpărat arabe? Este foarte bine. Stăm cu piața ruginită, pro-înainte, înăuntru. Vreți să vină comercianții, dar vreți să vândă la minus 40 de grade. Bine că au fost ieri mai ușoare. Vreți să vândă la minus 30. Dumneavoastră la... Uitați-vă acolo, că acolo sunt camere. Dumneavoastră, da. Așa, dumneavoastră... Uitați-vă picioare și... Da, dumneavoastră vreți să stați la 23 de grade în birou și vreți să vină să vândă în piață vânzătorii la minus 20 de grade. Fără să îmi faceți o piață agroalimentară cum este la Onești sau cum este la Măinești. Tarabele trebuia. Casa Borisov, căminul de fete. Le-ați mai întrebat cu toată? Le întreb în fiecare ședință. Pentru că sunt în același stat. Aveți o intenție să o cumpărați dumneavoastră? Nu. Mă gândeam cu aveți. Nu. Dar poate vreți să mai cumpărați dumneavoastră și proprietăți. Zic și eu nu îmi cumpăr proprietă, să știți. Am înțeles. Sau dacă îmi cumpăr, mi le cumpăr în nume propriu.
în ce calitate dumneavoastră ați dat spațiile din parc, așa, unor cetățeni, fără avizul păstrului local. Care spații? Deci, acolo unde sunt pentru antrenamentul, pentru antrenorii de fotbal, unde a stat Romica. Pentru că acea clădire, după ce s-a eliberat de acolo, în timp de două săptămâni, avea toate ce am în spate. Și pentru a reîndăvina acest lucru, au niște contracte de închiriere acolo a unei persoane cu statut social pe o perioadă determinată. Da? Și de ce nu știți chestia asta? De ce nu vedeți? Da, o știți. Vă o știți. Păi, știu că am fost, da? Dar vă scrie de ceilalți știa? Cu siguranță. Știi? Este fals ceea ce ați spus dumneavoastră că trebuie să vedeți întâi rezultatele. Nu, putem aloca o sumă, cum am alocat și anul trecut, pentru elevii premiați. Are dreptate domnul Ursu, când poate putem să promovăm și să dăm... Dar adică și până unde îmi cereți mie acum, ce voi face eu? Eu v-am spus că voi veni cu un proiect de hotărâre în acest sens. Da, n-ați venit până acum, de asta. Și păi cred că iar n-am zis până în capul ăla. Am înțeles. Eu spun că vin cu proiect și acum spun, păi n-ați venit. Păi... Am înțeles. Păi n-ați înțeles, că așa v-am spus data trecută. Păi vă întreb... Ați uitat să o tăiați acolo după care. Nu. Vă întreb de fiecare dată, poate luați măsuri pe teritoriul orașului Târgovna și e urât când vin cetățenii spanioli, turiștii spanioli și nu au mai să stea la masă. Dar ce facem aici? Analizăm turiștii spanioli? Noi am ajuns să discutăm de mese. Haideți, domnule, puneți pe urmă. Dacă e o masă de șac, vă invit eu la un șac undeva. Haideți dacă e o masă de șac, că să... O lăsăm așa pe aici la Gardenia. Punem trei mese de șac. Facem un club, avem club de șac și facem un mese. Haideți. Mai aveți... Și ăsta din... Nu, chiar haideți să exagerați. Știți să exagerați. Acum, chiar exagerați. Dacă am ajuns la mese de șac să vorbim, suntem prieteni, suntem colegi, dar chiar am ajuns în mese. Da. Dar cu mesele de tabli, cum stăm domnul? Nu e în regulă în orașul. Da, trebuie să fim conștienți. Poate foarte mult din regulă. Dacă ne discutăm, stăm trei zile. Trei zile stăm. Da? Eu pot să iau și cu vot. Haideți, mai aveți, vă rog. Haideți, mai încălpeți și alții. Haideți, vă rog, mai aveți. Bun, domnul Drăgăluț. Da, păcat, pentru că... Cum să comisie de tabă? Discută fără decență, fără respect. Într-adevăr, un consilier local trebuie să prezinte situațiile din teren, dar de fiecare dată să prezentăm cu un bolovan șui, că e nu știu ce. Din punctul meu de vedere, domnul primar a trebuit să opriți asfaltările, ca să nu mai faceți praf cetățenilor în domnul Măciucă. Să nu mai faceți disconfort, zgomot, chestia asta. Deci, într-adevăr, cetățenii trebuie să înțeleagă. Folosesc termenul domnul Măciucă pentru cetățeni. Că pentru realizarea acestui proiect de asfaltare, 23 de străzi, extindere rețea de iluminat public, piste de biciclete, ne vom confrunta și cu un disconfort, cu praf, cu... Unuia îi se va părea că drumul nu e, dar acest proiect, sunt convins că respectă niște norme, în spatele cărora au muncit echipe de specialiști, adaptate la vremurile actuale. Ei, va veni vremea când acest proiect va prinde contur și ne vom lucra cu toții, atât noi, care vom fi cei în mandatul cărora se va trai, va ambica și cei care au fost înaintea acestui consiliu local au și ei o contribuție. S-a mai primit și lucrurile bune, că toți ne dorim să facem bine. Dar așa să luăm ca un pomenit de fiecare dată, să citim pagina 1 până la 7, iar ne mai sucim, iar Casa Borisov. Cred că domnul consiliu Văciu a zis de Casa Borisov, cred că de cel puțin 10 ori în propoziție. Sunt și lucruri bune. Dacă ar fi să-l ascultăm numai pe domnul Măciucă, înseamnă că aparatul primăriei chiar n-a făcut nimic. Dar când se vor asfalta aceste 23 de străzi, vom câștiga cu toți. Orașul va fi ușor, mai circulabil, va fi mai curat. Toate vor fi bune. Că se pot face mai multe, cu toții ne dorim. Dar ăsta e bugetul. Noi să venim cu idei, să susținem aparatul, nu să dăm un cap. Hai să găsim soluții pentru a dezvolta. Nu de a împiedica, de a... Bine. Vă mulțumesc. Dacă am supărat pe cineva, cer scuze.
Da, așa am fost de acord să se facă, pentru că așa este proiectul, să se facă și canalizarea și sunt și acum mari probleme. Și așa am fost de acord și consiliul local pe vremuri să se facă o mină. Da. Și iată că peste 10 de ani și sute de ani e proiectul, dacă veniți să canalizați acum cu anumite consiliere. Da, pentru că e diferența de nivel. Eu respect, domnule consilier, respectă țânaintașii. Pentru că la vremea respectivă consiliile locale chiar au dezbătut aici. Nu ai stricat toată armonia din consiliu. Serios? Băi, nu serios. Așa cum respectați dumneavoastră eroi. Lăsați, dacă ați respectat dumneavoastră eroi, cum respect eu, ar fi, da, da, ar fi se departe. Vede, se vede peste tot în oraș. Se vede. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă domnul Barna, vă rog. Da, da, dacă eu am vorba la cei 20 de plăți, am eu pe CT44 să spun la dispoziție caietul de sarge, dintr-o adresă scurtă, mi-au trimis o adresă de mail, o adresă prevenit la adresa cutare și sunt criptate. Dar am reușit să-l decriptez, nici o problemă. Era criptate pe mea semnătură electronică, de cum mai fi trebuie să dea exact documentele, nu se bine trimite pe mătrimit la pagina SEAU. Din licitate. Majoritatea s-a decriptat, am văzut și 200 ceva de pagini, era 23 de străzi, exact 23 de străzi, majoritatea sunt chiar 6 metri. Nu am 7 metri, 6 metri, ci? Are o bandă de 7 metri pe chitel, fiindcă mai am reușit aproape 6, am 200 sau 5, din vreo 5-6 metri și vreau. Și altă dată când mai cere materia, trebuie să ne invitați la așa, pe un mail, nu pe sentiment pe seamă. Seamă de gândire sunt toată lumea ce le caută. Că este stat în toate lumea. Da. Da, vreau să fac o precizare ca să nu mai lungim aici lucrurile și să nu credeți că totul este negru. Ieri a fost vizită în teren de la Inspectoratul de Stat în Construcție pe proiect. Și cu diriginte de șantier și ceea ce s-a făcut până acum conform proiectului sunt în desfășurare și în derulare. Sunt atacate mai multe străzi, toate străzile din jurul autogării, așa cum am spus și cum am hotărât cu toții că primul lucru aici trebuie să ne canalizăm. Ne-am dus acolo pe strada Tudor Vladimirescu, pe strada Oituz, pe zona Răducanu. Deci, proiectul își duce derularea în continuare. Am făcut solicitarea să crească, conform ultimelor prevederi legale, a avansului care îl putem primi de la ADB. Bun, mai sunt probleme? Înainte de a termina ordinea de zi, o rog, doamna secretară. Suplimentar? Trecem la punctul suplimentar de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind cetarea de drept prin demisia mandatului domnului consilier local Ababie Bogdan. Comisia juridică? Aviz favorabil prin voința domnului consilier, fost consilier. Nu putem să ne opunem. Sunt discuții? Cine este pentru? Trebuie votat. Din proiect de votare. Da, din proiect de votare. Deci cine este pentru? Doamna. Păi știu, dacă am fi împotrivă, putem să fiu împotriva băieții domnului consilier. Hai că mai puteți. Da. Bun. Cine se abține? Pentru? Eu pentru. Da, mulțumesc mult. Decizia fiecare domn. Împotriva abțineri nu sunt. Înainte de a termina, o rog, secretară. Pentru că am uitat la începutul ședinței să aprobăm cele două procese verbale pe care le-am comunicat. Vreau să vi le supun atenției. Prima dată procesul verbal încheiat în data de 21.04.2022. Aveți modificări, completări? Îl supun la voce. Cine este pentru? Mulțumesc mult, domnul Barna. Pentru. Mulțumesc. Și procesul de dat încheiat la ședința extraordinară din mai. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumesc mult. Mulțumesc, declar că se ședință. Extra.